Ascultă Podcast Bucureștiul Tinerilor cu Renus Ungureanu. Salut și bine ați venit la un nou episod din podcastul de dezvoltare personală marca Bucureștiul Tinerilor. Alături de mine se află Mădălina Ghinescu, trainer coach John Maxwell. Bună, Mădălina! Bună tuturor! O să discutăm comparativ ce înseamnă dezvoltarea personală în mod accidental versus ce înseamnă dezvoltarea personală în mod intențional. Așa, am început deja discuția din episodul trecut despre cum să fii intenționat în ceea ce vrei să faci. Și am o listă de sintagme, de fraze pe care oamenii le spun într-una din cele două categorii. Când se dezvoltă accidental și când se dezvoltă în mod intențional. Așa că prima dintre ele este așa. Plănuiesc să încep de mâine. Este una dintre sintagmele pe care inclusiv eu le-am spus de foarte, foarte multe ori. Am zis că dacă vreau să fac ceva, încep de luni sau încep de luna viitoare sau încep săptămâna cealaltă și tot așa. Și ce fac eu în acest moment, dacă bineînțeles și voi vă regăsiți în această categorie, noi de fapt amânăm. Ne găsim scuze, mici scuze ca să nu facem acel lucru. Și ghici ce? Mâine, luna viitoare, peste 7 luni, încă nu există. Este ceva ce nu există. Și bineînțeles că ceva ce nu există tu nu poți să controlezi. Dar ceea ce tu poți să controlezi în acest moment este, ghici, momentul prezent. Clipa, acum. Acum poți tu să faci lucrul ăla, da? Iar cei care se dezvoltă intenționat o să spună ceva de genul: eu, personal, insist să încep de astăzi să acționez, să fac acel lucru pe care l-am tot amânat. Nu mai lasăm, nu-l mai amân și încep de astăzi. Și aici îți dau un exemplu la mine când vine vorba de parte de acțiune, acțiunea fiind un punct fort al meu, nu am mai lăsat în ultimele luni de zile, nu am mai lăsat pe las că fac eu peste nu știu cât timp. Pentru că de fiecare dată peste nu știu cât timp a apărut altceva de făcut. Și eu, de fapt, tot amânam să încep, efectiv, aceste sesiuni cu grupe de mastermind. Și am zis, care este rostul? De ce amân? Eu, de fapt, cu fiecare secundă sau cu fiecare zi cu care eu mi-amân acea acțiune, eu îmi duc cu o zi mai încolo visul meu. Gândește-te că cu fiecare zi pe care tu o amâni, și visul tău este la o zi mai mult distanță decât ar fi fost dacă ai fi început să acționezi din momentul ăsta. Ce părere ai, Remus, de această comparație? Acum depinde și de aspectul de care vorbim. Sunt anumite lucruri care cumva e mai bine să fie amânate, nu știu, probabil sunt și anumite aspecte în care, nu știu, nu te-ai simțit pregătit să evoluezi sau să depui efort sau nu simți că e momentul. Uneori nu se poate nici forțat, cum să zic. Sunt anumite momente în care putem să ne lăsăm, nu știu, să spunem că ok, nu e un moment potrivit. Însă nu doar să amânăm și să lăsăm totul bată și să închidem într-un dulap, okay, într-un sertar cu cheia și să aruncăm cheia. Nu. Exact. Într-adevăr, sunt anumite momente potrivite și anumite momente nepotrivite, dar o amânare constantă și aruncatul constant pe mâine, pe mine, pe săptămâna viitoare, într-adevăr poate să devină o problemă și trebuie să realizăm că indiferent de situație, indiferent de cât de greu pare sau indiferent de, nu știu, cât de aglomerați ne simțim sau așa mai departe, trebuie totuși să depunem un efort sistematic în sensul dezvoltării propriei persoane. Asta cumva în fiecare zi, puțin câte puțin, fie că ne stabilim obiective mai mari, fie că ne stabilim obiective mai mici, mici trepte, cu care totuși să ajungem acolo sus unde vrem să ajungem. Trebuie un efort constant. Aș putea să-ți dau un exemplu cum acționez eu în această sintagmă intenționat. Mi-am stabilit la începutul anului acesta să mă ocup foarte mult de sănătatea mea sau mai mult decât anul trecut de sănătatea mea. Bineînțeles, am început să beau mai multă apă decât sucuri. N-am mai încercat sucurile carbogazoase de foarte, foarte mult timp. Și chiar stăm de vorbă cu o colegă de-a mea, cu Mirela Pascu, și ea între timp a trecut printr-o problemă serioasă de sănătate. Și stând de vorbă cu ea, mi-am dat seama că dacă te duci la timp să faci o investigație, poți să
scapi, da? De anumite probleme de sănătate. Și mi-aduc aminte că eu în august, anul 2016, anul trecut, am fost la o investigație care mi-a zis, măi, trebuie să vii peste încă 6 luni de zile ca să vedem ce se întâmplă pe acolo. Se modifică ceva la sănătate ta sau nu? Și a trecut un an de zile. Eu trebuia să mă duc acum 6 luni de zile să fac investigația. Și eu nu m-am dus. M-am dus abia astăzi la prânz. Am plecat de la serviciu pentru că, ghiși ce? Am amânat. Am zis, nu vreau să mă duc, n-am chef, las că mă duc săptămâna viitoare, lasă că nu știu ce. Și am avut foarte mare noroc să constat, când m-am dus la consultație astăzi, că nu este nimic grav, că nu s-a întâmplat nimic grav. Dar ce-ar fi fost dacă am tot amânat și astăzi m-aș fi dus la consultație și mi-ar fi zis, ai o problemă gravă? Ce aș mai fi putut face eu atunci? Nu ar fi fost momentul să-mi dau 3 palme să zic, Madi, tu ce ai făcut? Ai amânat ceva ce era foarte simplu de făcut acum 6 luni de zile. De ce ai amânat chestia asta? Și să nu mai poți să mai întorci timpul înapoi. E o situație care te cam pune pe gânduri și data viitoare să te gândești de 2 ori dacă mai amâni ceva ce este într-adevăr important pentru tine, nu fleacuri. Că fleacuri, da, poți să amâni și să nu fie atât de grav pentru tine, că mai sunt și lucruri care se pot amâna. Dar ceea ce e important pentru tine, nu amâna. Pentru că e moment, pentru momentul ăsta, acum trebuie să acționezi. Mai este și aspectul că amânând atât de mult și lăsând zilele, lunile, cine știe, anii să treacă, uh-huh. E vorba și de o presiune subconștientă cumva, care chiar dacă nu realizezi, poate să apese foarte mult asupra ta ca persoană și să se vadă efectele acestui lucru în viața de zi cu zi. Haideți să-ți mai spun ceva legat de dezvoltarea personală accidentală. Poate ai auzit în jurul tău sau poate chiar tu, Remus, ai fost într-o situație în care s-a întâmplat ceva și ai început să zici, pa, să vezi ce mi s-a întâmplat, dar stai puțin, să-ți povestesc, ha, și să începi să te plângi și să fii foarte, foarte axat pe, mamă, ce ți s-a întâmplat ție și o situație atât de urâtă în care, din care tu nu poți să ieși. Dar, de fapt, acolo e o mentalitate de victimă. Nu ți s-a întâmplat o chestie de genul ăsta? E posibil, da, e posibil să fi existat astfel de, uh-huh. de momente. Uh-huh. E, când ne aflăm într-o situație de genul ăsta, când ni se întâmplă nouă ceva și începem să ne plângem de situația respectivă, noi, de fapt, suntem în categoria în care lăsăm dezvoltarea să se întâmple accidental. Noi nu suntem intenționați să învățăm ceva din ce ni se întâmplă în acel moment. Și, ca să-ți dau un exemplu, acum vreo câteva săptămâni, fiind un pic stresată și nefiind foarte în control cu emoțiile mele din momentul acela, am făcut o gafă destul de mare la serviciu și m-am rățoit, ca să numesc rățoit, la un coleg de-al meu, care săracul nu avea absolut nicio vină. În momentul ăla în care mi-am dat seama cât de multe probleme am cauzat tuturor și că totul a divagat în multe, multe alte situații, m-am dus acasă și am început să mă plâng. Am zis, mamă, să vezi ce mi s-a întâmplat astăzi la birou și să vezi ce mi-a zis colegul ăla și să vezi ce i-am zis și eu și iau, s-au luat toți de mine și așa mai departe. Și aia a fost o situație în care mi-am dat seama că eu mă comportam ca o victimă, ca cineva care abia aștept să-mi acorzi un pic de atenție ca să zic toate neplăcerile din viața mea de acum. Și nu prea ești într-un stadiu în care poți să spui că într-adevăr tu îți iei mâinile, viața în propriile mâini și intenționat te dezvolți. Pentru că o mentalitate de dezvoltare intenționată este să te gândești că orice situație care vine în viața ta este o situație din care tu ai ceva de învățat. Și să iei acele lecții de viață și pe baza lor să înveți ce ai de făcut ca data viitoare să nu mai repeți, să nu repeți aceeași greșeală. Corect, automat atunci când te victimizezi, înlături orice cauza problemei de la persoana ta, tu ești de neatins, da. Nu ai absolut nicio problemă. Tu n-ai pus de vină, exact, n-ai făcut exact, nimic. Exact. Totul din jurul tău se învârte, uh-huh. Se învârte foarte bine în jurul tău și nu are nicio legătură cu tine. Orice lucru merge prost. Uh-huh, uh-huh. Și tu, de fapt, pasezi responsabilitatea dezvoltării tale la alții.
că alții sunt cei care sunt responsabili de dezvoltarea ta sau de liniștea ta sau de faptul că tu nu te rățuiești la oameni. E, dacă cineva ți-a intrat în zona de confort și ți-a zis ceva, păi imediat izbucnești. Cam așa am fost eu. Și atunci trebuie să ținem cont că aceste ieșiri ale noastre, aceste comportamente sau aceste gândiri de victimă nu ne ajută pe noi să ne ducem în direcția de dezvoltare intenționată. Cum am putea să facem, în cazul în care ne găsim într-o situație dificilă, să-i spun, cum am putea să facem distinția între faptul că ne victimizăm sau, nu știu, o altă perspectivă mai constructivă? Cum am putea să ne dăm seama când cădem în această capcană? Să conștientizezi în primul și în primul rând ce vorbe îți vin ție în minte. Dacă în situația respectivă, uite, în cazul meu mi s-a întâmplat așa, căutam persoane cu care să stau de vorbă, să încep să vorbesc, să mă plâng. Pur și simplu, m-am trezit că mă uitam în jurul meu și ziceam, și eu acum cu cine să vorbesc de ce mi s-a întâmplat astăzi? Adică o chestie de aia, știi, stai că a tâmpit un mijlocul drumului, ieșisem pe trotuar și zic, păi și cu cine stau eu de vorbă acum? Ăsta era un semn în care să îmi dau seama că eu de fapt căutam pe cineva ca să mă plâng. Altă situație sau alt exemplu ar putea... Ceva de genul... A fost o conversație foarte interesantă, am vorbit numai despre mine. Aha, exact. Sunt pe deplin satisfăcut de acea conversație. Și când tu ești victima, în general celălalt se plictisește sau este enervat. Corect. E pe principiu, dar scuză-mă că și eu am problemele mele, nu trebuie să stau aici să te ascult pe tine cu problemele tale. Fiecare om are probleme, corect. Dar important este ce faci cu aceste probleme. Și atunci o mentalitate constructivă, de ce mă întrebai tu mai devreme, ar fi să conștientizezi că în mintea ta imediat vin acele replici de victimă și să spui că, măi, decât să stau să-mi pierd timpul și energia să vorbesc despre ceva ce nu mai am control asupra ce nu mai am control, că na, trecutul e trecut, nu poți să-l mai controlezi, dar poți să controlezi ceea ce poți să faci tu de atunci încolo. Și este la decizia ta dacă rămâi pe victimă și cauți persoane față de care să te plângi sau începi să te gândești oare ce am greșit eu în situația asta, de s-a întâmplat așa, de a divagat în atât de multe discuții și probleme mai departe. Și eu mi-am luat de acolo o lecție extrem de importantă, că atunci când eu sunt nervoasă, oamenii din jurul meu n-au absolut nicio vină. De ce ar trebui eu să le fac viața mizerabilă lor pentru că, nu știu, m-am piedicat pe stradă mai devreme. Corect. N-ar fi foarte fair, n-ar fi foarte ok pentru oamenii din jurul tău. Și, bineînțeles, îți și strică relaționarea cu acei oameni. Aș vrea să mai aduc în discuție încă un aspect al dezvoltării personale accidentale. Când sunt persoane care spun așa, că nu, dacă au terminat școala, facultate, master, doctorat, ce mai fi, ei nu mai au nimic de învățat de atunci încolo. Ai auzit astfel de oameni? Da, s-au întâlnit astfel de oameni? Am terminat cu școala, am terminat cu învățătura. Acum le știu pe toate, nu? Ești tu, Remus, sau... Nu, doamne, fel. De situații fictive. De foarte multe ori am auzit în jurul meu că de-abia aștept să termin facultatea ca să termin odată cu învățatul ăsta. Mă, da, într-adevăr, termin cu partea de studii. Ăla, da. Da. Dar termin partea de studii. Corect. Dar dacă te gândești că, uite, poate voi o să sunteți în situația în care ați terminat bacul, că acum câteva zile s-a finalizat rezultatele, sau ai terminat facultatea, urmează o nouă etapă în viața ta. Aceea, ori te angajezi, ori te duci la facultate. Am observat din experiență, nu spun din așa, din citite, că tot trebuie să înveți ceva nou, că te duci într-un mediu de serviciu. Este nevoie tu să te adaptezi la acel mediu de serviciu și implicit tu să înveți practicile de la acel loc de muncă, dar tot învățare este acolo. Și după ce le înveți, doar n-ai de gând să te plafonezi la ce știi acolo, nu? Poate vrei să mergi mai departe, vrei să înveți lucruri noi, să te specializezi sau în alte arii. E un proces constant. Da, și de fapt este un proces constant, dar iarăși este un proces intenționat, că mulți oameni rămân în zona de unde se pricep ei cel mai bine și nu vor să se ducă în alte zone, în alte activități. Corect. De ce? Pentru că, uite, tatăl meu, de exemplu, toată viața lui a făcut același lucru. Dar și-a dat seama că făcând același lucru, el o să rămână la același stadiu. Adică nu o să avanseze profesional.
doar făcând același lucru. Și între timp, acum câțiva ani de zile, s-a dus la o școală câteva săptămâni destul de stufoase de traininguri, în care a învățat lucruri noi ca să se ducă pe o altă poziție mai bună decât ce era înainte. Și el a stat pe poziția respectivă vreo, cred că 20 de ani de când mă știu eu, era pe aceeași poziție. Dar până când nu a făcut intenționat, nu s-a dus el să facă acele cursuri de training, să învețe mai mult, el ar rămânea pe aceeași poziție. Și atunci asta trebuie să vă gândiți, ca să treceți la nivelul următor de dezvoltare, pe orice domeniu, că este profesional, că este o relaționare mult mai bună în familie, că poate să fie și asta o învățare. Dar stai de vorbă cu copilul tău și îți dai seama că nu-l înțelegi. Tu, de fapt, trebuie să înveți să comunici cu copilul tău, ca să poți să fii capabil să comunici, să-l înțelegi și să fiți pe aceeași lungime de undă. Tot o învățare este și asta. Dar lucrurile astea de a te descurca în viață, fie personal, fie profesional, trebuie să fie făcută intenționat. Trebuie să ai o intenție clară să faci acel lucru. Că altfel, cum spuneam și data trecută, nu se întâmplă nimic așa, accidental și la voia întâmplării. Hai să trecem un pic mai departe, să-ți mai spun încă o frază pe care foarte mulți oameni care se dezvoltă accidental o spun. După primul obstacol pe care dau, eu zic, băi, nu mai fac nimic, gata, renunț. Au dat de o mică piedică, gata, înseamnă că nu e de mine, nu trebuie să fac asta. Da? Adică acel gen de oameni care se lasă doborâți de ceva ce apare în calea lor. Acum, să ne gândim cum ar fi reversul medaliei. Nu te lăsa doborât de obstacole sau continuă. Fii perseverent în ceea ce ți se întâmplă și să privești că, de fapt, aceste obstacole sunt, de fapt, teste pentru tine. Și vorbeam mai devreme cu Vladimir Stănescu, care este aici. Bună, Vlad! Bună! Chiar vorbeam mai devreme că, de foarte, foarte multe ori, el a avut în viața lui multe piedici, da? Pe ceea ce își dorește el să facă. Și mi-am dat seama, eu cunoscând acest principiu din dezvoltarea personală, că trebuie să perseverenți în ciuda obstacolelor care îți vin către tine, mi-am dat seama că pentru el tot ceea ce se întâmplă este un test. Este un test ca să înțelegi dacă tu într-adevăr îți dorești să faci lucrurile ăla până la capăt, indiferent de ce ți apare în drum. Și de foarte multe ori, acum pot să-mi dau iarăși un exemplu, că v-am spus, o să vorbesc din experiență personală. De-a lungul timpului am întâlnit destul de multe piedici și, în general, din partea familiei, care, aflând că sunt trainer și coach și că m-am tot dus la evenimente de certificare și recertificare, zic, păi ce mă prostie asta? Tu stai liniște la biroul tău, acolo, fii atentă ce ți se cere, fă ce ți se spune și nu deranja pe nimeni, știi, mentalitatea asta de, eu aș spune, eu îngrădită. Da, să stai în banca ta și să asculți de ceilalți. Cine ești tu să faci nu știu ce? Sau ce prostie asta? Mai sunt 1000 ca tine. Bun, mai sunt 1000 ca mine. Dar nu este nici măcar încă o persoană care are aceeași experiență ca mine. Sau care a trecut prin, sau care vede prin ochii mei, prin cum trăiesc eu toate lucrurile astea. Și în sesiunile de dezvoltare personală, de mastermind pe care le organizez periodic, stăm de vorbă un pic mai mult pe acest principiu, că atunci când îți vine un blocaj, ceva, că vine cineva și spune, măi, nu e bine ce faci, uite, vine să te tentezi cu alt job, știi, lasă-ți tu dezvoltarea ta liniștit și hai că ți-arăt eu ceva mai bănos, mai, hai că te bag eu într-o echipă, nu știu de care, cu o companie, nu știu de care, cu renume, vino tu la noi, muncește pentru noi, înțelegi? Sau mai vin oameni care spun, ești praf. Sau cine ești tu să-mi vorbești mie despre dezvoltare personală? Sau cine ești tu să-mi spui mie cum să-mi fac treaba? Astea sunt acele mici obstacole care vin în calea ta și să zică, măi, cât de dornică ești tu, Mădălina, să continui drumul ăsta de a deveni trainer și coach? Cât de avidă ești? Cât de mult te consumă drumul ăsta și dorința ta? Pentru că dacă într-adevăr este o dorință autentică pe care... la care tu ai renunțat la absolut orice să o duci până la capăt, înseamnă că merită să treci peste aceste obstacole și vei ajunge într-un punct în care, Doamne ajută, bine că sunt eu deja în acel punct, în care o să vezi deja rezultatele muncii tale și o să vezi că toate obstacolele care au fost în trecutul tău au fost doar ca să te testeze. Și în plus este foarte posibil ca toată lumea care
a reușit deja sau a obținut ceva în acel domeniu în care încerci și tu să te arunci, e foarte posibil ca și ei să fi trecut peste exact aceleași obstacole și să nu se fi întors din drum, să fi mers mai departe. Pentru că, până la urmă, e doar un număr definit, un număr finit de obstacole care se pot întâmpla se poate trece peste fiecare. Exact. Uite, ascultându-te acum pe tine, mi-am adus aminte de o poveste cu Mina de Aur, nu știu dacă o știți voi. Nu? Era un tip și am impresia că, într-adevăr, e o poveste adevărată. La începutul secolului trecut, în America, era acea nebunie goană după aur, dacă vă aminte. Da. Și era un tip care, bine, a investit niște bani să găsească, știa el, un loc unde nu era exploatat de nimeni și a bănuit, mai sigur găsesc aici ceva aur. Și a investit și a săpat, până la un anumit moment în care s-a oprit. De ce s-a oprit? Pentru că tot săpa și nu dădea peste nimica. Și tot ce a investit el atunci cu mașinării, cu oameni și așa, a dat altcuiva care a venit și a zis, uite, îți plătesc o sumă de nu știu câți dolari pe vremea aia, zic, lasă mie toate astea că o să continui eu treaba. Și tipul ăsta de la început s-a oprit și celălalt care a venit și a cumpărat a continuat treaba. Dar ce a făcut? El nu a săpat în locul unde a săpat primul, a săpat cu un metru mai încolo. Și ghiși ce? A dat peste aur, peste mină de aur. Doar pentru că el a perseverat, a trecut de blocajul ăla. Deci mie mi s-a părut o poveste wow, o poveste de perseverență, o poveste care să-mi spună că dacă tu îți dorești cu adevărat să prinzi acea mină de aur, să o găsești, tu nu te oprești din drum. Chiar dacă ți se pare că sapi în gol și nu dai de mină de aur, pentru că, replica memorabilă ce mi-a rămas din povestea asta, pentru că tu, dacă te oprești, te poți opri la un metru de aur. Deci, ține minte, te poți opri la un metru de aur. Dacă mai mergi metrul ăla un pic, ajungi și dai de mină de aur. Așa că, pentru mine, este o poveste pe care o să o țin în minte toată viața și o să o aplic toată viața mea. Indiferent ce îmi zice unul și altul, eu sunt ca o broscuță din aia, că mai e altă poveste, cu broscuța surdă. Vezi să-ți spun și povestea asta? Era o broscuță care încerca să urce un mal ăsta de pământ, da? Și broscuțele de deasupra, care erau deja pe mal sus, tot spuneau că trăia că nu o să poți, că nu reușești, renunți acum, că nu vezi că nu poți, că ești mică, n-ai putere, bla 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 bla. La care broscuța tot persevera și tot încerca și tot încerca și se urca cât un milimetru pe malul respectiv până când a ajuns sus. Și când a ajuns sus, o întreabă broscuța, dar ce cu tine? Uite că totuși ai reușit, dar noi aici tot timpul ți-am zis că bă, nu poți, că nu reușești și uite că tu totuși ai reușit. Ce s-a întâmplat? Ce-ai făcut de în ciuda ce ți-am zis noi, tu ai reușit să faci, să ajungi pe mal? Măi, eu de acolo de unde eram eu de jos nu vă auzeam. Eu nu auzeam și vă vedeam că faceți acolo niște semne și eu aveam impresia că voi mă încurajați să mă urc și să vin lângă voi. Foarte tare. Da, foarte, foarte tare, exact. Și de atunci sfatul meu pentru absolut tot cei care ne ascultă acum este: încercați, când mai vine cineva cu vreo replică și vă spune tu nu poți, tu nu faci, tu nu dești, tu ești prost, ești incompetent, n-ai resurse, n-ai bani, n-ai, nu știu, ce îți mai inventează pe loc atunci, fii precum broscuța asta surdă și tu, de fapt, să auzi replicile acelei persoane ca fiind teste. Cât de perseverent ești tu să te duci mai departe în direcția dorită de tine. Cam astea sunt acele diferențe între cum să te dezvolți în mod accidental față de cum ar fi bine să te dezvolți în mod intenționat. Spune-mi, te rog, oferă-ne un mic sneak peek asupra temei de săptămâna viitoare. Crezi că există vreo legătură între dezvoltarea personală și oglinda? Aș putea să mă gândesc la câteva, dar prefer să-mi păstrez ideile pentru episodul următor. Data viitoare o să chiar despre asta să discutăm. Ce legătură? Nu știu, uite-te, imaginează-ți o oglindă în fața ta și gândește-te ce legătură ar avea acea oglindă cu tine din procesul tău de dezvoltare personală. Și mai multe, bineînțeles, o să vorbim data viitoare. Abia aștept.
Îți mulțumim foarte mult, Mădălina, pentru că ai fost alături de noi în acest episod al podcastului Bucureștiul Tinerilor. Mulțumesc!